Cuvântul pentru seara aceasta îl găsim în Eclesiastul, capitolul 12, cu versetul 13. Eclesiastul 12 cu 13. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Amin. Să le ocupăm lucrurile. Sfânt și cu o binecuvântare ca și în această seară să fim în casa lui Dumnezeu, aici am discutat de rugăciune, ne putem închina împreună cu frații, cu surorile noastre, în fața Dumnezeului care este viu. Pentru aceasta spunem împreună ca binecuvântat, mărit și glorificat să fie numele. Amin. Amin. În această seară, când ați văzut, am citit un singur verset din cartea Eclesiastului, o carte care este încadrată în cărțile de înțelepciune a Bibliei. Eclesiastul, acest nume, acest titlu al cărții acestea, vine de la cuvântul grecesc Eclesia, care înseamnă adunare sau mulțime. Eclesiastul era persoana care transmitea un mesaj adunării. Era vorbitorul, cel care comunica cu adunarea, cel care comunica mulțime. Al nume dat acestei cărți este propovăduitorul. Cel care predică, cel care spune, cel care transmite idei adunării sau mulțimii. Această carte este scrisă, după cum bine știți, de Solomon, împăratul lui Israel, fiul tatălui său David. Acest Solomon, după cum bine știți, a fost un om de succes. Un om care a avut de toate. Din punct de vedere uman, a avut tot ceea ce voia. Un om care a avut, de exemplu, putere, a fost împărat peste o împărăție, peste țara lui Israel și în timpul domniei sale, în țară, a fost pace. Un om care a avut bogăție. Foarte multă bogăție a avut acest împărat Solomon. Spre exemplu, în Eclesiastul 2:8 ne spune următor: mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărății și țări. El personal a avut atât de mult aur și argint, atât de multe bogății, ca pentru împărății și țări. Din punct de vedere financiar, a fost un foarte prosper. A avut faimă, a avut succes omul acesta. Mi se spune în Cartea Împăraților că împărăția asta din Șeba a auzit de faima lui Solomon. Această faimă a lui Solomon a mers peste mări și țări. Și-a auzit împărați și împărătese despre faima acestui împărat. A fost un om care a avut și înțelepciune. Dumnezeu l-a înzestrat acest om cu foarte multă înțelepciune. Credeți-vă dumneavoastră, l-a scris destul de mult. Deși a fost ocupat cu împărăția, cu treburile împărăției, și-a luat timpul să scrie cărți de înțelepciune. A scris și o parte din Proverbe și a scris această carte Eclesiastul. Această carte Eclesiastul a scris-o la bătrânețe. Când deja a trecut timpul, a început să scrie această carte și o scrie din poziția omului care a trecut prin viață. O scrie din poziția omului realizat. La sfârșitul vieții lui se uită în spate, culege informații și le transmite în această carte. De aceea recomand tinerilor să citească această carte. Este o carte plină de înțelepciunea lui Dumnezeu, dată omului, ca să știm cum să trăim în această lume. Faceți-vă timp și studiați această carte. Găsim foarte multe sfaturi bune. Vedeți dumneavoastră, când termine el această carte a Eclesiastului, ultima parte, acest verset, uitați cum o conclude el. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Toate învățăturile acestea se conclud sub această premisă. Spune, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Conclude spunând această temă. Tu trebuie să te temi de Dumnezeu și să păzești poruncile Lui. La sfârșitul vieții, Solomon se întoarce la legea mozaică. Și această concluzie o trage din legea mozaică. În vechime, Dumnezeu a spus de atâtea ori poporului că el trebuie să aibă teamă de Domnul Dumnezeu și trebuie să-i slujească și să-i țină legile și poruncile sale.
Dar un simplu exemplu, deși sunt foarte multe. Deuteronom, capitolul 6, versetul 12 și 13. Spunea întâlnător, vezi să nu uiți pe Domnul care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău și să-i slujești. Să te temi să-l slujești. Vedem această temă care revine în Vechiul Testament de foarte multe ori. Teama de Dumnezeu și slujirea lui Dumnezeu. Ceea ce este interesant aici, Solomon, spune în felul următor. Că aceasta este datoria oricărui om. Datoria oricărui om, obligația oricărui om este să se teamă de Dumnezeu și să-i păzească poruncile. Nu este datoria doar a creștinilor, nu este datoria doar a iudeilor, nu este datoria doar oamenilor religioși, ci îi spune clar, datoria oricărui om, oricărui pământian, oricărui om care trăiește pe această planetă, este să se teamă de Dumnezeu și să-i păzească poruncile. După cum bine observăm în societatea de astăzi, vedem foarte clar că majoritatea oamenilor nu se tem de Dumnezeu. Concluzia este foarte clară. Oamenii astăzi în societate nu mai au frică de Dumnezeu. Și vedem cu ochiul liber lucrul acesta. Vedem că oamenii iubesc să trăiască în păcat. Și trăirea în păcat este călcarea în picioare a voii lui Dumnezeu. Trăirea în păcat este călcarea în picioare a legilor date de Dumnezeu. Vedem că societatea de astăzi respinge tot ceea ce este sacru, tot ceea ce este dumnezeiesc, tot ceea ce este sfânt. Vedem că societatea de astăzi se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu. Și își caută plăcerile lor personale oamenii. Nu numai că se răzvrătește societatea de astăzi, omul modern ridică pumnul împotriva lui Dumnezeu în această răzvrătire. Un simplu exemplu. Deschiderea Jocurilor Olimpice. Am văzut răzvrătirea omului. S-a văzut clar în acele parade cum omul atacă frontal creștinismul. Cum omul laic atacă frontal creștinismul, creștinătatea și pe Dumnezeu. A fost o ridicare a pumnului împotriva tot ceea ce înseamnă sfânt. Am văzut clar o imagine a blasfemiei, a urâciunii. Am văzut în societatea de astăzi cum omul se răzvrătește împotriva Creatorului. Și am văzut și s-a văzut în întreaga lume o caricaturizare a lucrurilor sfinte. Și poate v-a spus și dumneavoastră întrebarea cum de se întâmplă, cum de s-a ajuns în locul acesta, în momentul acesta al istoriei, cum de s-a ajuns până aici. Aș avea multe răspunsuri să dau această întrebare, dar vreau să dau un singur răspuns pe care Apostolul Pavel îl scrie în Romani, capitolul 1, la versetul 28. Și îl spune pe următor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Fiindcă societatea, fiindcă omul nu a căutat să-L păstreze pe Dumnezeu în conștiința lui, a venit blestemul din partea lui Dumnezeu asupra omului și a lăsat în voia minții lui blestemate. Și acum, uitați ceea ce fac. Este o dovadă clară a blestemului lui Dumnezeu asupra societății. Vedem că societatea actuală și-a pierdut busola morală. Nu mai se face diferența între bine și rău. Răul este numit bine și binele este numit rău. Omul și-a pierdut această busolă morală. Dând la o parte tot ceea ce înseamnă divin. Tot ceea ce înseamnă voia lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu. Punând la marginea societății, omul și-a pierdut busola morală. Nu mai știe ce este bine și ceea ce este rău. Mircea Eliade spunea, omul modern și-a desacralizat lumea și și-a asumat o existență profană.
Omul modern și-a desacralizat lumea. Asta înseamnă că a dat la o parte tot ceea ce înseamnă sacru, tot ceea ce înseamnă sfânt. Și vedem foarte clar că în ștorz a scos tot ceea ce înseamnă religie, tot ceea ce înseamnă Dumnezeu. S-a dat la o parte. Dacă altă dată scolarii mergeau cu Biblia la biserică, acum totul este la groapa de gunoi al istoriei. Pentru că omul și-a desacralizat lumea și el însuși și-a asumat o viețuire și un trai profan. Complăcându-se în gândurile lui, în voia minților, pentru că a fost lăsat de Dumnezeu să trăiască după voia lui. După voia minții lui. Și așa cum zice Pavel, o voie a minții lui blestemată. S-a ajuns în locul acesta pentru că oamenii n-au mai vrut să țină pe Dumnezeu în conștiința lor și au dat totul la o parte. Ceea ce este mai îngrijorător este faptul că și în creștinismul modern, creștinismul actual, această teamă de Dumnezeu începe să diminueze. Și în creștinismul actual vedem aceste semne. Nu ne mai este teamă de Dumnezeu. Uitați-vă la foarte multe din bisericile evanghelice. La stilul de închinare, la modul de închinare. Vedem că lipsește reverența. Vedem că lipsește respectul în închinare. Ne uităm la bisericile tradiționale. Și vom vedea Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică, care au pus tradiția peste Cuvântul lui Dumnezeu. Au pus ceea ce spune omul mai sus decât ceea ce spune Dumnezeu. Asta este o lipsă de frică de Cuvântul și de puterea lui Dumnezeu. Ne uităm la bisericile locale și vedem că nu mai suntem în stare să facem diferența între sacru și profan. Nu mai suntem capabili să facem diferența între curtea școlii și casa lui Dumnezeu. Nu mai suntem capabili să facem diferența între o zi în societate și o zi trăită în prezența lui Dumnezeu. Vedem aceste aspecte în creștinismul actual. Că frica de Dumnezeu diminuează. Și aici ne spunea Solomon, teme-te de Dumnezeu. Ai frică de Dumnezeu. Și atunci când ai frică, o să-i păzești poruncile. Întrebarea care vreau să răspundem în această seară este următoarea. De ce am ajuns aici? Cum de am ajuns aici? De ce diminuează această frică de Dumnezeu în creștinismul actual? Și primul răspuns la care am ajuns este pentru că ne-am obișnuit cu prezența lui Dumnezeu. De aia nu ne mai este teamă de Dumnezeu pentru că ne-am obișnuit cu Dumnezeu. Ne-am obișnuit cu rânduiele lui Dumnezeu, de-aia nu avem teamă de Dumnezeu. Ne-am obișnuit cu viața religioasă. Ne-am obișnuit cu Biblia, ne-am obișnuit cu cântările, ne-am obișnuit cu predicile, ne-am obișnuit cu modul de închinare și nu ne mai surprinde absolut nimic. Pentru că noi suntem obișnuiți, noi știm că așa va fi și nu ne mai lăsăm surprinși de absolut nimic. Ne-am obișnuit cu Dumnezeu. Din cauza aceasta, noi ne practicăm religia aceasta în mod mecanic. Fără bucurie, fără pasiune, fără fericire. Cântăm fără bucurie. Ne închinăm fără pasiune. Predicăm fără pasiune. Citim Sfânta Scriptură fără pasiune. Facem lucrurile în mod mecanic din cauza că ne-am obișnuit cu prezența lui Dumnezeu. Și aceasta este concluzia că noi ne-am obișnuit cu El și din cauza aceasta nu mai avem teamă de Dumnezeu. Nu ne mai este frică. Nu mai avem acest respect. Nu mai avem această reverență față de Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră poporul Israel. Oameni care au văzut minunile lui Dumnezeu. Oameni care au văzut mâna lui Dumnezeu la lucru. Minuni vizibile, minuni palpabile. Au fost scoși cu braț puternic din țara robiei, din țara Egiptului. Și au văzut ce li s-a întâmplat egiptenilor. Cu ochii lor au observat aceste lucruri. Erau lucruri palpabile. Au trecut Marea Roșie și au văzut cum în fața ochilor lor li se despică Marea în două.
Valurile se opresc și au trecut pe uscat. Un miracol extraordinar. Oamenii aceștia au văzut prezența lui Dumnezeu în tabără. Au mâncat din mana dată de Dumnezeu. Oamenii aceștia au fost prezenți când Dumnezeu vorbea poporului. Oamenii aceștia au văzut cum Dumnezeu merge înaintea lor și călăuzește, ba printr-un stâlp de foc, ba printr-un nor. Oamenii aceștia au văzut manifestarea lui Dumnezeu vizibil. Și totuși, obișnuindu-se cu Dumnezeu, au început să cârtească. Au început să se răzvrătească. Au început să nu le mai convine situația aceasta. Și s-au răzvătit împotriva lui Dumnezeu și împotriva liderilor lor. Vreau să vă spun că de multe ori ne aflăm în aceeași situație. Foarte mulți dintre noi am experimentat ce înseamnă prezența lui Dumnezeu. Foarte mulți dintre noi cred că am avut parte de nașterea din nou. Foarte mulți dintre noi cred că am avut parte de iertare păcatelor, de eliberare sub povara păcatelor. Cred lucrul acesta. Dar vedeți dumneavoastră, după ani și ani și ani de venit la biserică, după ani de viață religioasă trăită, ne obișnuim cu lucrurile acestea. Și obișnuindu-ne, facem exact ce a făcut Israel la rotare. Nu ne mai convin lucrurile? Nu ne mai convin lucrurile pe care se întâmplă? Trăim mecanic, cărtim, vrem să facem altfel? Pentru că ne-am obișnuit cu lucrul acesta. Vă dau un alt exemplu pe Samson. Samson, omul acesta care a avut din partea lui Dumnezeu un plan cu privire la viața lui. Samson acesta a trebuit să fie un judecător peste casa lui Israel. Un om care să lupte în numele lui Iisus, lui Dumnezeu. Un om care să meargă la luptă și să aibă biruință. Și omul acesta s-a obișnuit cu prezența lui Dumnezeu. Omul acesta s-a obișnuit cu forța care venea din Dumnezeu. Nu numai că s-a obișnuit cu victoriile. S-a obișnuit cu biruințele pe care le are în Dumnezeu. Deși omul acesta a început să cocheteze cu păcatul. A început să cocheteze cu păcatul după ce a căzut în brațele Davidei și a dezvăluit secretul. Uitați ce spune judecătorii 16 cu 20. Momentul când își dă seama că ceva nu mai funcționează. Atunci i-a zis: filisterii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a zis: voi face ca și mai înainte. Era obișnuit să facă lucrul acesta. Era obișnuit să trăiască în starea aceasta de păcat și era obișnuit ca prezența lui Dumnezeu să vină peste el și să aibă biruință instantanee. A fost obișnuit cu această prezență a lui Dumnezeu asupra vieții lui. Dar în momentul acesta ceva a fost special. Pentru că el și-a dezvăluit secretul. Uitați ceea ce spune finalul versetului. Nu știa că Domnul se despărțise de el. Domnul nu mai era lângă el. Dumnezeu a plecat. Pentru că există situația aceasta în care să ne complacem și să fim obișnuiți, să nu avem această frică față de Dumnezeu și să ne complacem în această stare. Atunci când nu mai simțim tragedia pe păcatului personal, suntem în mare pericol. Așa a pățit Samson, omul acesta. Și zic: Doamne, ajută-ne să vedem. Să nu ne obișnuim cu această viață de religiune. Și să primim prezența ta zilnic. Să vedem că depindem de tine viața noastră. Vreau ca să ne îmbrace Domnul cu prezența ta constantă. Ca să vedem lucrul acesta. Să realizăm. Și să putem să continuăm și să nu fim oameni care să nu ne temem Dumnezeu și oameni care să avem frica Domnului și care păzim poruncile Lui. De ce s-a diminuat frica de Domnul în primul rând? Pentru că ne-a obișnuit cu Dumnezeu. În al doilea rând, pentru că am pierdut conceptul măreției lui Dumnezeu. Nu ne mai temem de Dumnezeu, pentru că noi, în general, am pierdut conceptul măreției. Noi nu mai știm ceea ce înseamnă măreție. Și vedeți dumneavoastră, de multe ori am uitat că Dumnezeul nostru este mare. Am uitat că Dumnezeul nostru este atotputernic.
că Dumnezeul nostru este suveran și că Dumnezeul nostru este extraordinar. Dumnezeu făcea o mustrare poporului prin Asaf. În Psalmul 50, versetul 21, Dumnezeu mustră poporul și uitați ce spune poporului. Iată ce ai făcut și eu am plăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine. Ce a făcut poporul? Și-a închipuit că Dumnezeu este ca și ei. Adică om. I-au dat însușiri umane lui Dumnezeu. Și uitați ce spune. Te voi mustra și voi pune totul sub ochi. Pentru că ți-ai închipuit că Dumnezeu este ca și tine. Am pierdut conceptul măreției lui Dumnezeu. Am pierdut acest concept al măreției din cauza portretizării slabe a imaginii lui Dumnezeu. Și vedem că astăzi, prin filme, se portretizează o imagine slabă a prezenței și a persoanei lui Dumnezeu. Dacă vezi că îl portretizează pe Dumnezeu într-un film, veți vedea că îl portretizează ca fiind un bătrânel cu barbă albă, părul cărunt. Dacă veți vedea în cărțile de colorat ale copilor, de multe ori Dumnezeu este reprezentat în felul acesta ca un bătrânel. Dacă veți vedea în iconografia creștină, și aici este o mare problemă. Dumnezeu este reprezentat, sau Domnul Iisus este reprezentat ca fiind un copilaș în brațele Mariei. Neputincios. Slab. Da, odată în istorie recunoaștem, a fost un copilaș. Dar acum nu mai este copilaș. Acum este Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților. De aceasta este important ca să ne reîntoarcem la Dumnezeul Bibliei, pentru că El s-a revelat aici. Nu în filme, nu în cărți de colorat, ci în Biblie. De asta este important să avem o imagine clară a prezenței și a măreției lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, în Romani 11, cu versetul 36, el spune că din Dumnezeu, că prin Dumnezeu și pentru Dumnezeu sunt toate lucrurile. El nu mai este doar un copilaș. El nu este un bătrânel. El este Dumnezeu Creator. El este Alfa, El este Omega. Totul este pentru El, prin El și pentru gloria Lui. A Lui să fie slavă, spune versetul acesta, în vecii vecilor. Trebuie să ne întoarcem la o imagine clară a prezenței lui Dumnezeu, a manifestării lui Dumnezeu, a măreției lui Dumnezeu. Asta este problema astăzi. Am pierdut acest concept al măreției. Atunci când oamenii s-au întâlnit cu Dumnezeu, fie că a fost în Vechiul Testament, fie că a fost în Noul Testament, oamenii au fost surprinși de măreția lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu s-a coborât pe muntele Sinai ca să dea poruncile, să dea legile poporului, poporul a văzut această manifestare a prezenței și toți tremurau. În Exod, capitolul 20, versetul 18, tot poporul auzea tunetele și sunetele trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumega. La priveștea aceasta, poporul tremura și stătea în depărtare. Vedeți ce făcea poporul? Tremura. Erau câteva milioane de oameni care tremurau împreună. Pentru că au văzut manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Pentru că au văzut cum Dumnezeu se manifestă pe o munte. Toți tremurau de frică. Și versetul 19 îi spune Moise, vorbește-ne tu însuți și te vom asculta. Dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca singurul limbă. Oamenii aceștia, așa de puternic au văzut prezența lui Dumnezeu, încât au crezut că mor. Este vorba despre această temere de Dumnezeu. Noi, ca și persoane create, stăm în fața Creatorului. Și atunci când te întâlnești cu Creatorul tău, tot ceea ce faci este să tremuri. Pentru că El este măreț și că tu ești așa de mic. Îți dai seama cât de mare este Dumnezeu numai atunci când te întâlnești cu El. Că dacă îți spune din povești, din predici, nu o să înțelegi. Dar atunci când te întâlnești personal, singura modalitate este să tremuri prezența Lui și să te arunci cu fața la pământ. Atunci când Isaia, deși era profet al Domnului, deși era un om care deja vorbise cu Dumnezeu, care deja avea o relație cu Dumnezeu, în Isaia capitolul 6,
Atunci când vine acea teofanie, când Dumnezeu se prezintă lui Isaia și prezența lui Dumnezeu umple templu. Uitați și aici versetul 5. Vai de mine! Ăsta era profet, era proroc al Domnului și zice, vai de mine! Sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor, tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnului oștirilor. Vai de mine! Plânsetul profetului ar trebui să fie plânsul nostru când venim la închinare, când vorbim cu Dumnezeu. Pentru că noi, de multe ori, suntem păcătoși și avem haina murdară. Și vedem sfințenia lui Dumnezeu. Vedem perfecțiunea lui Dumnezeu. Vedem claritatea prezenței lui Dumnezeu. Și tot ceea ce trebuie să facem este să plângem, să tremurăm de frică în prezența acestui mare Dumnezeu. Dacă profetul a strigat, vai de mine, oare eu ce voi spune? Oare dumneata ce vei spune în prezența acestui Dumnezeu? Vreau să dau și un exemplu din Noul Testament. Saul din Tars. Deși omul acesta era un om din punct de vedere religios, un om realizat. Un om care a făcut școala de teologie la picioarele lui Gamaliel, probabil cel mai bun profesor de teologie de vremea aceea. Un om care s-a dus la mari preoți și a primit aprobări și scrisori să meargă și să facă slujba. Să prindă pe creștini din Damas, se ducă în închisoare. Și omul acesta, mergând spre Damas, se întâlnește cu Domnul. Se întâlnește cu Domnul. Și știți ce face? Uite toată teologia lui. Știți ce face? Fapte 9:6 spune, tremurând și plin de frică. Tremurând și plin de frică. Deși aveam puternicire din partea marilor preoți, deși era un om care știa teologie, totuși când s-a întâlnit cu Domnul, a tremurat și a fost plin de frică și a zis, Doamne, ce vrei să fac? Asta este reacția normală pe care un om o face atunci când se întâlnește cu Domnul. Plin de frică, întreb, Doamne, ce să fac? Aduceți-vă aminte după predica apostolului Petru de la Rusalii. După ce oamenii aceia care au ascultat mesajul predicat au fost trăpuși în inima lor, au mers și au zis, fraților, ce să facem acum? Și Petru zice, pocăiți-vă! Întoarceți-vă la Dumnezeu! Întoarceți-vă la Dumnezeu în Biblie! Am pierdut această atitudine de frică față de Domnul. Pentru că am pierdut conceptul măreției lui Dumnezeu. De ce a diminuat frica de Domnul în creștinismul modern? În primul rând pentru că ne-a obișnuit cu Dumnezeu. În al doilea rând pentru că am pierdut conceptul măreției lui Dumnezeu. Și în al treilea rând pentru că am pierdut conceptul reverenței. Conceptul respectului. În societatea de astăzi s-a pierdut respectul. Tinerii nu mai știu să respecte pe tine. Copii de la școală, elevi, nu mai respectă profesorul. De multe ori în familie, copiii nu-și mai respectă părinții. În societatea actuală, acest concept al respectului, acest concept al reverenței diminuează din ce în ce mai mult. Și Apostolul Pavel îl vede situația aceasta, chiar dacă scrie acum 2000 de ani. Și face o radiografie a societății actuale. 2 Timotei 3, de la versetul 1 în jos. Dar nu avem timp și citesc doar primele versete. Îi scria lui Timotei următor. Să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, răudoroși, profași, curitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie. Oamenii în zilele din urmă, uitați cum vor fi, neascultători de părinți, curitori, nemulțumitori, fără evlavie, fără sfințenie, fără nimica din Dumnezeu. Acum 2000 de ani scria Pavel lucrul acesta și arată o caracterizare a lucrurilor de astăzi în societatea actuală. Problema care este că de foarte multe ori această lipsă de respect, această lipsă de reverență intervine și în viața copilor lui Dumnezeu. De multe ori se zidăm lucrul acesta și în bisericile locale
Această lipsă de respect, de reverență, intervine în viața adunării locale. Atunci când Moise s-a întâlnit cu Dumnezeu în pustiu și Dumnezeu se revelează lui Moise, Moise se duce să vadă ce-i cu focul acela care nu se termină niciodată. Și Dumnezeu îi comunică lui Moise felul următor. Exod 3:5. Nu te apropia de locul acesta. Scoate-ți încălțămintea din picioare, pe locul pe care îl faci sunt o mie sfânt. Ce ar trebui să facă Moise? A trebuit să se descalțe când a intrat în prezența lui Dumnezeu. Eclesiastul capitolul 5, versetul 1 spune: păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Ai o atitudine de reverență, de respect când vii la casa lui Dumnezeu. Dar vedeți dumneavoastră, de foarte multe ori noi ne aranjăm pe din afară. Ne călcăm cămașa, sacoul, luăm cea mai bună haină pe noi, că mergem la casa Domnului. Dar de cele mai multe ori nu ne mai aranjăm la inimă. Facem o igienă exterioară, ceea ce este foarte bine. Dar nu ne mai facem igiena sufletească. Și zicem că venim la închinare și ne închinăm împreună, ne închinăm congregațional, cântăm împreună, cântăm cu fanfara, cu orchestra, dar peste inima noastră de multe ori este păcat. Atunci când venim la închinare, trebuie să se producă înaintea închinării noastre, înainte să intrăm în prezența lui Dumnezeu, această igienă a inimii. Să vii înaintea Domnului Iisus Hristos, să te mărturisești, să spui păcatul și să te spere. Iar apoi intri într-o atitudine de reverență, în închinare, înaintea Lui. Indiferent de închinare aceasta, se face în locul acesta. Sau într-un loc privat. În cămăruța ta, în mașina ta. Atunci te intrăm în închinare. Fie că este vorba despre rugăciune, fie că este vorba despre cântare, despre citirea cuvântului, studierea Scripturilor, noi trebuie să avem această igienă a inimii, ca să putem să avem o stare reverențioasă înaintea lui Dumnezeu. Vreau să închei cu un ultim verset. Evrei, capitolul 12, versetul 28. Autorul epistolei către evrei spunea pe următor: fiindcă am primit darul împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Ceea ce înțelegem de aceste versete, că Dumnezeu iubește închinarea noastră. Dar închinarea noastră trebuie să aibă câteva elemente. Închinarea aceasta trebuie să fie una plăcută, din toate punctele de vedere. Și din punct de vedere muzical, și din punct de vedere teologic. Din toate punctele de vedere, închinarea noastră trebuie să fie una plăcută. Închinarea aceasta trebuie să fie cu evlavie, cu sfințenie, curățire de inimă. Și închinarea aceasta trebuie să fie cu frică. Nu poți să te închini oricum înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, asta ne lipsește foarte multe ori în închinare. Frica, reverența, respectul față de Creatorul nostru. Și asta, de multe ori, pleacă dintr-o evanghelie pe care nu o predicăm în întregime. O predicăm trunchiat. Vedeți, de cele mai multe ori, în mari biserici evanghelice, se pune accentul doar pe dragostea lui Dumnezeu. Doar pe mila lui Dumnezeu, doar pe harul lui Dumnezeu. Dar noi credem lucrul acesta, noi spunem exact cum a spus Apostolul Ioan, că Dumnezeu este dragoste. Dar Dumnezeu este mult mai mult decât atât. Dumnezeu este și un foc mistuitor. Dumnezeu este și drept, Dumnezeu este și sfânt. Și atunci când păpturile în Apocalipsa stau în jurul tronului lui Dumnezeu, ei cântă: sfânt, sfânt, sfânt este Domnul zi și noapte. Ei declară zi și noapte sfințenia lui Dumnezeu. Ei nu spun că Dumnezeu este dragoste, dragoste, dragoste. Nici măcar milă, milă, milă sau har, har, har. Aceste făpturi declară sfințenia lui Dumnezeu. Și atunci când vii în prezența acestui Dumnezeu sfânt, trebuie să ai o atitudine de reverență. Nu poți să mergi oricum. Am văzut în această seară că în creștinismul actual, creștinismul modern, această temere de Dumnezeu, această frică de Domnul diminuează. Și am văzut câteva cauze. În primul rând, pentru că ne-am obișnuit cu prezența lui Dumnezeu.
În al doilea rând, pentru că am pierdut conceptul măreției lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, pentru că am pierdut conceptul reverenței. Vreau să recitesc încă o dată acest verset din Eclesiastul. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește-i poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Doamne, ajută-ne! Amin. Mulțumim fratelui Dani pentru mesajul care l-a adus în seara aceasta și mai ales mă gândesc că pentru tine să fie tineri învățați ce este frica de Domnul. N-am să mai adaug nimic, am să citesc pentru noi un verset în seara aceasta și care m-aș bucura. Dacă acest verset ni s-ar potrivi și mie, bineînțeles, dar s-ar potrivi dreptul bisericii noastre. Lucrul acesta s-a întâmplat în urmă cu 4.000 de ani. În vremea în care noi spunem oamenii nu erau educați. Acum 4.000 de ani nu erau educați ca și acum. Nu știu câți dintre ei știau să citească. Sau nu știu câți dintre ei știau mai multe limbi. Dar foarte interesant că știau să aibă frică de Dumnezeu. Nu era legea. Să nu uităm că nu era legea acum 4.000 de ani. În Iov, capitolul 1, versetul 1. Era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană, curat la suflet, el se temea de Dumnezeu și s-a bătea de la Dumnezeu. Patru calități. Dacă împlinim aceste calități, ne vom întâlni cu Dumnezeu în împărăția Lui. Mă rog lui Dumnezeu ca aceste calități să se găsească în biserica noastră și în toate bisericile lui Dumnezeu de pe fața Pământului. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea să facem o rugăciune de încheiere. Și în rugăciunea aceasta aș vrea să aducem câteva cauze. Una dintre ele este fratele Iosif cu sora Monica, a vor pleca în seara aceasta în România, cred că sunt la aeroport, dacă nu, deja o am plecat în avion. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i păzească la plecare, la ședere și la întoarcere. Amin? Apoi să ne rugăm pentru cauză de boală. Am primit de la sora Agnes un bilet aici în față, în care ne roagă să ne rugăm pentru unchiul dumneaei, Marius, probabil este din Franța, de undeva. Ne spune că a făcut o comoție cerebrală, dacă bine înțeleg, și va fi operat. Preinfarct. Și va fi operat mâine. Să ne rugăm ca Dumnezeu cu mila Lui să se atingă de El. Cum am spus și altă dată, noi ne ducem la doctor, ne ducem la oameni, pentru că noi credem că Dumnezeu și prin ei lucrează. Dar ne rugăm lui Dumnezeu că atunci, acolo unde își pune ei mâinile, să pună Dumnezeu mână peste mâinile lor. Și să dea vindecarea acestui bărbat, Marius. Amin. Apoi, mai am o rugăminte. A început copiii școală. Cred că toți au început. Nu? Este cineva care n-a început școala? Aș vrea să ne rugăm pentru copii în anul acesta școlar în care a intrat. Este bizar niște lucruri care se întâmplă la școli. Când am fost eu nu exista, când am fost copiii mei nu existau. Eu cred că este bine să invităm pe toți copiii în față care merg la școală și care vor ca să ne rugăm pentru ei. Să invit în față și toți împreună să ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Să le păzească sufletul, trupul și Duhul lor. Acestea trei. Să le păzească Dumnezeu de toate urăciunile și scurcăciunile din lumea aceasta. Să-i păzească pe drum, să-i păzească de accident. Sunt atâția oameni beți, sunt atâția oameni duși. Unde sunt duși? Pentru că s-a permis atâtea murdării în țara aceasta. Și într-o paranteză, vreau să vă spun un adevăr ce l-am ascultat de la un polițist. Spunea, făceam patrulă undeva pe Notre Dame, în centru noapte. Și m-am oprit în spatele unei mașini care stătea la focul de circulație roșu.
Și am stat în spatele lui și s-a făcut verde și așteptam să plece și n-a plecat. Și s-a făcut încă o dată roșu și iar am așteptat să facă iar verde și n-a plecat. Și m-am dat jos din mașină și m-am dus la el și am zis, domnule, ai o problemă, se întâmplă ceva, de ce nu pleci că este verde? Domnul acesta a spus așa, aștept să plece mașina din fața mea. Nu era nicio mașină în fața lui. Imaginați-vă în ce stare de spirit de la unul acesta. Ne rugăm ca Dumnezeu să păzească copiii noștri, amin? Invit pe toți copiii și tineri, toți mici, mari, toți care vin la școală aici în față și pe fratele Adrian invit aici în față și împreună să ne rugăm pentru ei, da? Cei mai mici. Să știți că eu insist și din ceea ce este bun eu nu mă las. Eu aș fi vrut ca cineva să se roage pentru mine pentru acest. Cei de la primar, cei de la secundar, cei de la universitate, ca Dumnezeu să-i păzească, să-i oprotească și să le dea izbândă la toate examenele lor. Amin? Și toți să ne rugăm, părinți și toți slujitori, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Amin. Ne rugăm împreună, fraților. Mărire.